Dumnezeu. Am început. Ce nemulțumiri aveți? Multe nemulțumiri aveți. Ia ziceți. Sunt tânăr și-ți plecat dincolo, multe nemulțumiri. Dar spuneți că poate putem rezolva, eu cred că prin dialog... Mi-ați mărit salariul și cât îmi trageți de bani? Cine vă trage bani? Păi statul, cine îmi trage? Cum vă trageți? Păi cum îi trageți? Îmi dați 22 ce salariu luați? 22 de milioane. Așa. Și mână ia 13. Unde-s banii, restul banii? Păi, înainte nu erați așa de nemulțumit când s-au tăiat salariile, acum păi sunteți mulțumit că s-au... Păi nu eram nemulțumit pentru că plecat din țară de 15 ani. Ia veniți până la guvern să avem o discuție, să vedem ce se întâmplă. Eu cred că prin dialog. Păi, dar știți cum este dumneavoastră, dacă vreți să rezolvăm ceva, trebuie să veniți să discutăm. Nu, lăsați-o în pace. Că sunt de rând, nu sunt un om ce. N-am inima frate. Dar nici noi. N-am zis că ați venit dumneavoastră la frate. Și cred că puteți avea... Astea, doamna prim-ministru. Ce-i cu pensiile? Eu am 6 milioane jumătate. Este indemnizația aceea socială? Așa, da. Am lucrat 15 ani. E în agricultură sau nu? Nu, în agricultură, în trusirea ușoară, în țesătorie. Nu ne dă nici grupă, nici nimic. Ia, să-l rămâneți să vă noteze cineva. Aveți un număr de telefon? Da. Uitați-mi. Nu, telefonul, nu telefonul. Nu, telefonul. Nu, că aici ai pus număr. Nu, că au celălalt, dar am întors invers. Să știți că noi avem toată deschiderea să rezolvăm lucrurile, dar cred că dialogul e cel mai important. Dacă nu discutăm, nu avem de unde să șicăm. Și nici nu te bagă în seamă. Ia, uitați, doamna ministru e aici. Ia, spuneți, ce medic nu v-a băgat în seamă? A dormit cu doamna ministru fără presă, ca să știm care este situația. Am înțeles. Trebuie să vă plimbați liniștit. Mă plimb cu frac de ouă. Pentru cine sunt ouăle? Nu, le-am cumpărat eu pe ăsta, mă duc la Petina. Și am zis că să vedem cine aici. S-a întâmplat ceva accident sau ceva de genul. Pe ăsta și pur și simplu m-am oprit aici, nu protestez sau ceva de genul.